Următoarea întrebare este în legătură cu denumirile frecvențelor care este în cosmă energetică. O să întâlnim denumiri de frecvențe legate de anumite personalități. Nu este nicio încărcătură religioasă aici. Oricine poate practica cosmoenergetica, fie el budist, fie el musulman, fie creștin și așa mai departe. Și un om de rând ca mine care poate niciodată n-a făcut niciun ritual spiritual, meditație, curățenie și poate pentru prima dată intră în această lume și în contact cu acest concept minunat cosmoenergetic, poate să-i primească frecvențele și inițierile de la tine prin curs și de la început, chiar din start, o să aibă efect, o să vede dovezile sau o să vede vindecările pe corpul lui să experimenteze sau pe alții? Nu este nevoie de nicio pregătire, nu este nevoie de nicio capacitate de asta să vezi energiile. Este bine dacă le simți, asta o să fie și mai bine. Însă poți primi aceste capacități, le poți obține practicând cosmoenergetica. Ulterior tu vei vedea acele frecvențe, vei vedea culorile frecvențelor, vei vedea anumite structuri geometrice. Vei putea lecui boli, chiar și un începător poate să lecuiască, deci boli de astea de nivel mediu, așa să spunem, da? Vei putea face multe chestii, să cureți spațiu, să-ți îmbunătățești viața din punct de vedere social, personal, financiar inclusiv și așa mai departe. Exact, vreau să duc direcția conversației noastre spre această direcție. Din punctul meu de vedere, noi oamenii în principal în societate dorim să avem în trei domenii succes. Pe domeniul de sănătate, să avem o sănătate foarte bună. Pe partea de relații, să avem o relație extraordinar de bine cu noi, cu partenera noastră, cu partenerul nostru, cu oamenii în jurul nostru, la muncă. Și bineînțeles, partea financiară, să avem succes, să facem bani, să trăim o viață să trăim o viață lejeră. Cosmoenergetic, cum poate să ajute pe mine în aceste trei domenii să am succes? Omul trăiește de la naștere, trăiește în patru domenii în Patru. această realitate. Primul domeniu, domeniul fizic, al doilea domeniu, emoționalul, mentalul și energeticul. Cosmoenergetica studiază domeniul energetic, și anume cum să armonizăm, cum să normalizăm acest domeniu energetic în viața noastră. Însă nu trebuie să uităm de celelalte trei domenii. Adică, o persoană care vine la ședințele de terapie, pe lângă faptul că este normalizată energetic, este armonizată, normalizată, echilibrată, curățită, noi mai ținem o discuție cu această persoană ca să facem ordine și în celelalte sfere. Sfera emoțională, sfera mentală, adică gândurile, și fizicul sau sfera cauzală, acțiunile, faptele în viață. Și iată, explicăm că gândurile influențează asupra stării noastre de sănătate, emoțiile, ce emoții avem, gânduri, fapte și așa mai departe. Dacă nu ne-am fi atins de aceste sfere, păi acea boală s-ar fi întors ulterior. De exemplu, după ce a frecventat cursul de ședințe, persoana, deci, se simte bine, însă peste o perioadă de timp se întoarcă înapoi totul, deoarece ea nu s-a corectat în acele sfere, nu și-a corectat emoțiile, nu a lucrat cu gândul, cu mentalul, cu... Este așa o știință minunată cum se numește psihosomatica.